Deci, băi, oameni, băi, ca orice vulpoi bătrân, ca orice vulturi de pe stâncă, ca orice lup de pădure antarctic. Râs, fraiere. Trebuie să înveți puiul. Înțelegi? El râde să se descurce în anumite situații, cum să se descurce prin abilități băiețești. Înțelegeți? După cum bine știți, îi dăm varianta. Asta e prima parte la lecții pentru Oconaș. Îi dăm varianta chef de chef. Nuntă, botez, cununie, onomastică, unde cântă o formație lăutărească. Măi, eu vorbesc și tu, ce faci tu, tastezi? Să atent în mai multe locuri. Atenție distributivă. Bă, tu ar trebui să fii atent aici, că tu cam prea șmecher te crezi. Și de te pui la niște probe, cred că le caz. Ascultă ce îți spun. Deci ești la o distracție. Lumea, după câteva ore, își intră în ritm. După un pahar, știu eu, două, înțelegi, îl prinde căldura aia, euforie. Îl prinde căldura aia, cheful ăla mare. Și atunci el ce face? Vrea să, nu numai să, unii, da, poate să iasă în evidență, ea să observă. Dar unii din creștere. Voi știți că Nelson Mondialu, unde a fost la petrecere, o dat cu bani în stânga și în dreapta. De plăcere. De ce? Nu dă numai ăia care iubește muzica. Înțelegi? La o nuntă, un botez, o distracție. Eu am fost tot timpul pe ideea că muzica de doinile se lasă către dimineață, când marea majoritate îi plecată și rămân numai cei, cum ar veni, loviți de sortă. Nu poți să pui să-ți cânte un lăutar, o doină în mijlocul nunții sau chefului. Înțeles, să-i faci pe oameni să stai înăcăjâți la masă sau să-și iei janta să fugă pe afară să facă două turi de Cluj. Că ține câte o doină din asta. Înțelegi? Și, deci, ține minte, tu și așa nu ești cu doinile. Doinile se dă spre final. Când rămân, cum ar veni, ai casei. Înțelegi? Mergem punctul 2. Lumea dă dedicații. Tu să înveți de la mine. N-ai voie niciodată. Nu trebuie să iei tei după alții. Dacă o mărți unul și-o dat, cât o dat de el, să-i cânte știu eu ce, și vezi că mere altul și o rupe, înțelegi? Dă dedicație pentru el, de eu sucește, să mergi și tu. Nu, că de acolo iasă scandalurile, n-are rost ca să îi lași și când prinzi momentul, înțelegi? Îi spui la lăutar când crezi că ești liber, treci pe la mine. Dacă nu trece în cheful ăla, îl prinzi tu în altul chef. Înțelegi tu? Eu așa am fost întotdeauna. Ești la o nuntă. Mire și mireasă. Ca invitat. Tu, punctul 3. Tu nu ai voie să-l iei pe lăutar, să-l pui la masă, să-ți cânte, fără să faci primul pas plauzibil, indiferent ce-i nuntă, botez și ce-i. Primul pas plauzibil, care era? Când l-ai luat la masă, ca să îndulcești adunarea, mesenii, lumea adunată, prima dedicație o dai în felul următor. Ai scos din buzunar câte ține, pentru mire și mireasă, nași și meseni. Dacă-i pentru botez, pentru cel botezat, soț și soție, invitați și meseni. Corect, nu cel botezat. Pentru cine s-a botezat? Înțelegi? Ai vreo întrebare de pus la argumentul meu? Ha? Nu. Dacă e pentru onomastică, prima dedicație, pentru sărbătorit, înțelegi? După care, lasă zică 2, 3, 4 cuvinte și îți dai tu dedicația ta, dar nu să-l iei, să-l ții, că tu îi dai și eu cât îi dai și el dacă îl lași liber în 10 minute își face de 5 ori cât îi dai tu. Sau poate nu-și face toată noaptea cât îi dai tu. Dar noi facem excepție pentru că marea majoritate, nu râde, că așa-i cum zic eu, marea majoritate, asta poate să zică și Salam, și Adrian, și Sandu Ciorbă, și Nicolae Guță, și Bogdan de la Cluj, și Alex de la Cluj, și Stelica de la Cluj, și cine mai sunt pe la Cluj? Și cine mai fi de pe la Cluj? Nu credeți că vă omit special. Marea majoritate o pățit-o, că o primi sume extravagante, după care o zis, vezi că am greșit buzunarul, vezi că am fost inconștient, înțelegi? Sau merge dinainte, vezi că îți dau, știu eu, 300 de euro, din care 250.000 de înapoi, înțelegi? Îl vezi pe lăutar, îți dai seama când nu cântă din forța lui, când nu cântă din forța lui, înțelegeți? Deci, fiule, sper că ai băgat la cap. Bă, alu, astea sunt chestii elementare. Astea sunt chestii elementare. Înțelegi? Punctul 4. Te râzi? N-ai voie să te uiți la femeia care e cu bărbat. Cu priviri amăgitoare, galeșe, dulce. Se înțelege. Te orientezi ca un fel de James Bond, dacă ești solist. Care-i singură, aia, și ți-ai pus-o deoparte. Ești solist? James Bond. Tu nu durdureaua. Păi ce faci cu ele, mă, le bați, ești killer? Nu, cartonul-i în seara asta, însoțitoarea mea. Bă, băiatule, bă, păi da, n-ai prietină. Oficială nu. Asta îmi place, asta îmi place, oficial nu, oficial nu. Are, dar oficial nu. Bun, mă, mai trebuie să... Mâncarea la nuntă. Caută să mânci cât mai puțin. Nu de alta, dar ai văzut ce dă la televizor. Nu că ar vrea mirile sau cine face să se întâmple asta, ai văzut. Pune mâncărurile pe farfurii, le ține la căldură, ți le pune pe masă, în aer, într-o sală, bășâni, transpirație, strănuturi. Nu râde! Băi, ascultați aici, bășând transpirație strănuturi. De-ai ghinionul să ai și doi tebeciști în adunarea aia, și-o tuși de 2 ori, tăche, cum le zice, microbile, înțelegi? Toate microbile spă, n-ai șansă. Deci mâncare cât mai puțină, așa, un cașul, nici nu știu. Mânci acasă sau dacă nu mai mânci nimic. Fursecuri! Băi, alo, eu la anunț rup fursecurile. Eu, bine, acum, hai, când îți dai seama că Nelson e bandit, anunț, merge direct, vorbește cu bucătarul, bă, fă-mi un prepareu acum identic al ăștia, să nu zică că eu mănânc separat de ei. Un prepareu identic, înțelegi acum, prospătura, acum, că de mi l-ai băgat pe gât din ăsta și te-am turnat, îți dau cu gâții în gâți, înțelegi? Identic, și ai băgat o șpagă în buzunar și ești boier. Vai, nici măcar ta-i mai rumină, nici măcar ta-i mai caldă, nici măcar... Cum? Deci ne-am înțeles, fiule. Asta e tema. Cum să-i punem titlul? Distracție. Înțelegi? Tema distracție. Bă, cred că ai băgat la cap. Da. Dar ce-i cu barba aia, mă, mâncați? Mai schimb. Ce schimbi? Stilul. Bă. Cum ai schimbat tu cu cercelul, schimb și eu cu barba. Lasă, mă, că eu, tu nu vezi că am pus un ureche 27 de milioane. Păi tu nu te uiți, 27 de milioane. Fai păr care, Doamne feri, înțelegi, te-a confundat ăștia de pe la NASA sau știu eu de pe unde ția ei și mă văd că vine pe mine diazul și mă ia, înțelegi? Tu mă jos, mă. Nu jos, că tu n-ai față de țugaci. Îți dă jos. Asta-i pe ăștia care merge și își face borduri și trotuare și lasă-i pe ăia. Înțelegi? Tu faci parte din altă selecție. Barbă porți când ești bărbos. Nu ești bărbos. Domnilor, sper ca nu numai oconașul meu să bage la cap chestiile astea, ci și voi. Înțelegeți? Asta e o temă foarte bună. Ugaciu bărbos. Băgați-o la cap. Ha? Ție tata apăra.